Bună! Astăzi aș dori să împărtășesc cu voi această rețetă minunată naturală, dulce de lece, poate o cunoașteți deja. Are nevoie de puține ingrediente, lapte, zahăr și bicarbonat și vanilie eventual dacă dorim. O lăsăm pe foc 2 ore, asta este singura dificultate. Delicioasă, puteți să o folosiți la torturi, la prăjituri, la umple biscuiți, la a o pune, a o utiliza-o când mâncăm clătite. Extrem de flexibilă și cameleontică, deci o putem să o folosim într-o mie de chestii. Vă las cu ingredientele și cu rețeta! Un litru de lait, une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. Rajoutez également 300 g de sucre. Vous mettez tout ça au feu et ensuite vous rajouterez la bâche de vanille coupée en deux. La petite bâche que j'ai déjà coupée, je la rajoute dans mes composantes. Vous mélangez continuellement au fur et à mesure. Vous voyez comme ça devient plus épaisse, toujours plus épaisse.